În urma vizitei dumneavoastră în comuna Ciugud, atât de lăudată în mass media locală, regională și națională, cu ce impresii, cu ce idei v-ați întors acasă? Ce se poate pune în practică? Da, într-adevăr, îmi place să iau exemplele cele mai bune pentru viitor, că în momentul în care iei decizii să investești, ai nevoie de lucrurile care deja funcționează. De aceea am făcut o vizită la Alba Iulia, în comuna Ciugud, la 10 km de Alba Iulia. După cum știți, e o comună dezvoltată, super dezvoltată. A pus accent foarte mult pe educație, de unde și acea școală smart, cu tot felul de senzori, aplicații din altă lume, efectiv. E o comună foarte dezvoltată, s-a implicat foarte mult, cum am spus, pe educație, pe dezvoltarea tuturor serviciilor. Sistemul de plată a taxelor este foarte inteligent. De fapt, e vreo patru modalități de a plăti taxele. Au o aplicație pe telefon a primăriei, ghiseo.ro, pe care noi deja suntem în ultima fază, vrem să ne înrolăm, am început demersul de când am reluat mandatul. Multe lucruri se pot implementa. Ideea e că toate vor costa, dar nu sunt imposibile. Dar oamenii au făcut proiecte și au atras fonduri. Sigur, da. Au și acel sistem prin care primăria își acoperă iluminatul printr-un sistem de panouri fotovoltaice, inclusiv mașinile electrice, adică sunt... Și au stații de încărcare pentru mașini electrice. Am văzut că ați postat o fotografie pe rețele socializare sub un parc întreg aproape de panouri fotovoltaice. Nu e un parc, e o parcare de unde primăria își alimentează energia electrică, se face schimbul practic. Mașini electrice a primăriei, în altă localitate la fel își pot încărca cetățenii mașinile gratuit. Au o eoliană de unde tot iluminatul public se alimentează. Deci merg foarte mult pe energie, înțeleg, neconvențională, energie... Da, prietenoasă cu mediul și în altă ordine de idei, e și ieftină. De ce nu s-ar putea pune în aplicare și aici, în Icusesti? Se pot pune în aplicare, sigur că da. Și nu sunt, vă spun sincer, nu sunt foarte scumpe. Adică sunt multe cheltuieli pe care le facem, administrația de obicei le fac, și nu se văd. Văd că aveți acolo stații de autobuz, de exemplu, pentru în plan pentru 2021. Cu stațiile de autobuz s-ar putea pune cele panouri fotovoltaice, măcar pentru iluminatul stației în sine, de un exemplu. Da, eu gândesc cu un sistem de stații să fie și monitorizate, să fie și să poată să informeze și cetățenii prin niște LED-uri, prin niște televizoare, vedem, găsim o soluție potrivită. În planurile pentru 2021 intră, vorbeam înainte de a începe înregistrarea, intră inclusiv reglarea situației astea cu semnalul la internet. Sunt foarte mulți elevi în comună care fac școala online. Situația asta este, nu putem să ne ferim de ea. Da. Școala se face în mediul online, dar semnalul nu e cel mai bun. Și asta nu e vina primăriei, nici a actualei conduceri, nici a fostei conduceri. Asta este. Cum se poate regla situația asta? La nivelul comunei avem 262 de tablete obținute prin Inspectoratul Școlar Județean. Într-adevăr, ele sunt pe rețeaua Orange, iar la noi semnalul este un pic mai greu, ca să-i spunem așa. Adică copiii nu tot timpul, nu generalizăm, dar sunt destul de multe cazuri unde nu reușesc să intre, să aibă semnalul necesar ca să poată intra la Orange, cel puțin cât a fost doar online.
Vom face demersuri în acest sens la compania Orange ca să poate pot schimba o antenuță, ceva, să ne dea, să acopere și zona noastră, să ne putem loga, atât timp cât deja tabletele au, cartelele sunt plătite. Abonamentul e și plătit. La Ciugud, cum au rezolvat? Cum se face cu școala online? La Ciugud e o altă ieră. Copiii au acces la... chiar dacă stau acasă, au un sistem de supraveghere în interior, sonorizare, unde își pot urmări lecțiile ca și cum ar fi acolo. Adică au gândit-o total diferit, de la zero. Corect, da. Acum e greu să faceți treaba asta și aici în comună, nu? E dificil pentru că oamenii au greu gândit-o de la zero. Greu nu e nimic. Eu, din punctul meu de vedere, greu nu este nimic. Câteodată, cele mai bune sau cele mai mari proiecte te frânează un pic vis-a-vis de finanțare. Dar în rest, să vă spun sincer că greu nu este. Pentru că dacă îți dorești să faci niște lucruri, eu cred că deși reușești. O ultimă întrebare, ca să vă lăsăm să vă faceți și treaba pe urmă, că sunteți în timpul serviciului. Spuneți-ne, vă rog, ați întâlnit acolo situații pe care le aveți și în comună și pe care ei le-au rezolvat și la care dumneavoastră n-ați găsit soluție pentru comuna Icusesti? Nu știu, canalizarea, scurgerea apei, șanțuri, eu știu, iluminat public. Soluții găsim. Ideea e că ei au început toată modernizarea aceasta în urmă cu vreo 15-20 de ani. Adică nouă ne-ar fi foarte greu să ajungem într-un timp scurt. Bine, depinde foarte mult și relieful. Sunt mai mulți factori care pot influența dezvoltarea comunei într-un timp relativ scurt, să spunem așa. Bun, dar puteți spune că fiind din zona asta a Moldovei, trebuie să recunoaștem cu toții că Moldova este o zonă întregită. Da. Da? Are cumva legătură că comunele din zona Moldovei sunt mai puțin dezvoltate decât cele din Ardeal, de exemplu, care s-au dus în sus. Depinde și de așezare. Uitați, acolo la Ciugud, ei au avut o idee foarte bună, au transformat pășunea comunală într-un parc industrial. Le-au oferit investitorilor condiții de infrastructură, apă, canal, gaz și au venituri foarte mari. Asta ce înseamnă că vor să se transforme din comună agricolă, nu știu, zonă? Da, domnul primar de acolo a avut o viziune la momentul respectiv și a considerat că viitorul agriculturii va fi în ferme și cetățenii nu vor mai avea grijă de animale individual, în așa fel încât să folosească pășunea la comun. Bine, cu problemele care au fost la momentul respectiv, în timp oamenii au înțeles că, de fapt, ca să dezvolți ceva e nevoie de foarte multe fonduri și ca să ai fonduri trebuie să faci. V-am spus de așezarea geografică. Ei sunt la 10 km de Alba Iulia, îi desparte autostrada, adică da. Sunt niște avantaje pe care, ca să la Icusesti, de exemplu, e mai greu să aducem investitori atât timp cât nu avem nici utilitățile de bază, vorbim de gaz, apă și canal, dar eu sunt încrezător și cred că în următoarea perioadă vom implementa și măcar unul din aceste servicii. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. Cu multă plăcere și oricând vă așteptăm la Icusesti.